Vă spun că mie mi-a fost greu să mă apropii de acest film. Prima dată când am vrut să-l văd, n-am rezistat până la capăt. Tocmai din cauza acestei lentori, a ritmului, a felul în care e jucat. Însă m-am forțat să văd tot, și prima parte și a doua parte, și documentare despre felul în care a fost făcut filmul, plus bucăți din Eisenstein 3, care n-a mai fost finalizat. Mie mai cu seamă îmi place Eisenstein 2. Acum, sigur, Eisenstein 2, Ivan cel Groaznic, partea a doua, e partea care a fost interzisă de către Stalin și multă vreme a fost menținută această interdicție asupra părții a doua, pentru că este portretul unui tiran și evident că îl recunoaște pe Stalin în personajul lui Ivan cel Groaznic. Prima parte a fost concepută ca o operă de propagandă și ai toate elementele naționalismului rus pe care Stalin încerca să le mobilizeze tocmai în lupta împotriva Germaniei. E un film de propagandă, fără îndoială. Partea a doua este însă un film subversiv. Da? Deci avem, e un caz foarte special, un film care e parțial operă de propagandă și parțial propaganda se transformă în antipropagandă, în contrapropagandă sau, dacă vreți, mai degrabă într-un film, aș zice, subversiv, motiv pentru care și-a fost și interzis. Я Руси на себя возлагаю, и тем навеки многовластию злокозненному боярскому на Руси предел кладет. Acum, evident, pe mine mă interesează sub aspectul teologiei politice. Da? Este un film pe care l-am utilizat mult în cursurile mele. E un film despre relația între biserică și stat. Pentru mine e una dintre cele mai interesante reflexii asupra relației dintre biserică și stat. Stat, să spunem, sau imperiu. Da? Prima parte se deschide cu încoronarea lui Ivan cel Groaznic și este o foarte fidelă reproducere a ceremonialului de încoronare și poate fi analizată simbolistica ceremonialului de încoronare. Apoi apare ideea celei de-a treia Rome. Mă interesează și acest aspect foarte mult. A treia Romă fiind reinterpretată în spiritul naționalismului de care vorbeam mai devreme. E o interpretare total falsă, dar e interesant cum s-a ajuns la asta. Pe scurt, interpretarea propusă de Eisenstein, noțiunii de a treia Romă, este o interpretare naționalistă, mesianic-naționalistă. Rusia ca a treia Romă, Rusia având această vocație de expansiune și de consolidarea unei puteri politici imperiale. Ori în scrisorile lui Filotei din Pskov, a călugărului care a scris aceste texte și le-a adresat și lui Ivan cel Groaznic, nu numai, și predecesorilor lui, n-avea această semnificație. Semnificația din scrisori era una spirituală, una axată pe păstrarea ortodoxiei. Asta am și dezvoltat în teza mea de doctorat, interpretarea corectă a ce înseamnă a treia Romă la Filotei. Pe când în filmul lui Eisenstein avem altă interpretare, repet, falsă, dar numai puțin influentă, chiar foarte influentă, pentru felul în care unii ruși își văd rostul în lume, dar și pentru felul în care adversarii Rusiei văd Rusia. Da? A treia Romă este o temă foarte interesantă pentru că ai
scrisorile lui Filotei, apoi reinterpretarea naționalistă, așa cum o vedem în filmul lui Eisenstein, dar A treia Romă este și un mit negativ. Da? Să ne ferim de Rusia pentru că ăștia vor să fie A treia Romă. Iată, deci o temă extrem de importantă și extrem de, cum să spun, importantă pentru noi, ca țară limitrofă. Adică ne privește cât se poate de direct toată această tematică. Partea întâi este mai cu seamă despre războiul patriotic, da? Războiul patriotic împotriva moștenitorilor Imperiului Mongol. Da? Lupta cu mongolii și felul în care Ivan cel Groaznic se afirmă și practic începe expansiunea către est a Rusiei. Da? Victoria de la Astrahan, lupta împotriva victoria de la Kazan, pardon, și apoi duce la căderea Imperiului sau mini-Imperiului sau mongol care mai rămăsese încă secolul XVI în acea zonă. Da, deci, prima parte e mai mult Rusia ca forța care se opune mongolilor. De-aia spun, e mult mai util din punctul de vedere al propagandei oficiale. Da? Țarul Ivan al IV-lea ca patriot, ca patriot rus, ca mare stăpânitor al teritoriilor slave ruse și ca, cum să spun, fondator al Imperiului. Partea a doua este despre mecanismele puterii. Da? Avem acolo NKVD-ul, practic. Nu? KGB-ul e descris sub forma celor opricina pe care le-a creat Ivan cel Groaznic. Da? Și apariția unei poliții secrete ca un fel de ordin monastic pe dos. Un ordin monastic à l'envers. Această idee de inversiune a simbolisticii religioase e foarte interesantă. De-al minute, una dintre scenele cele mai puternice din film, puternice și muzical. Dacă muzica e făcută de Prokofiev, un alt motiv să te uiți la Ivan cel Groaznic este muzica. Muzica este absolut fabuloasă. Iar scena la care mă refer este carnavalul diavolesc, acea serbare în subsolurile palatului de la Moscova, în subsolurile Kremlinului, acea serbare a apropiaților lui Ivan cel Groaznic, opricnicii. Apoi mai e foarte interesant felul în care Ivan cel Groaznic manipulează, practic, și întoarce în favoarea lui complotul boierilor. Și avem tematica țapului ispășitor. Prințul respectiv, care era destinat să ia locul lui Ivan cel Groaznic, devine, practic, țapul ispășitor prin sacrificiu căruia Ivan își consolidează din nou puterea la sfârșitul părții a doua. Avem două momente de consolidare a puterii. Primul, prin retragere și revenire, și e o primă accentuare a dimensiunii autoritare,
Iar a doua consolidare este prin sacrificarea țapului sfârșitor, prin sacrificarea Inocentului, că este un prințul respectiv, este sărac cu duhul, cum am spune noi. Prin sacrificarea Inocentului, care e un instrument al complotului, complotul este dejucat, iar puterea țarului e consolidată. Evident, este și un film despre nebunia puterii, despre fandaxie, cum spune Caragiale, da? Exercițiul puterii corupe, spunem noi, în deopște, dar Eisenstein merge mai departe. Exercițiul puterii duce la o anumită formă de nebunie. De-al minte, aici este sensul desfășurării întregului episod 2 în interiorul palatului. Ivan cel Groaznic este izolat, practic, în locul de unde se exercită puterea. Nu e niciun fel de contact cu lumea exterioară. Totul se întâmplă numai în palat, numai în interioarele, în măruntaiele puterii. Deci este, pentru mine, una dintre cele mai bune reprezentări ale mecanismelor puterii. Eisenstein, deși face opere de propagandă, mai cu seamă în partea întâi, pe de altă parte demontează și arată mecanismele poliției secrete, mecanismele tiraniei, toate aceste lucruri sunt prezente în film și fac din el un cocktail cu totul fascinant, tocmai pentru că nu este unilateral. Este un film extrem de complex și aș spune chiar contradictoriu din punctul de vedere al intenției celor care au dat bani pentru film. Este celebrul capitol al lui Machiavelli, unde discută problema dacă e mai bine să fii iubit sau temut. Și evident, Ivan cel Groaznic învață în decursul timpului, l-a ajuns foarte de tânăr mare principe, era, mă rog, sub obrocul regenților, dar din copilărie până la finalul filmului învață că e mai bine să fii temut decât iubit. De aici este și tragedia lui. El nu mai are, soția lui moare, cel mai bun prieten devine adversarul lui, este un proces de însingurare, nu mai are afecțiune, dar își exercită puterea inspirând teroare în jur. Pe de o parte, da, este o ilustrare a tezei lui Machiavelli, dar și a tragediei implicată în lecția lui Machiavelli. Pentru că e doar temut, nu-l mai iubește nimeni, practic.